cele mai interesante subiecte și cele mai bune abordări la Lumina Obiectiv, Mircea Dragoscu. Salutare, prieteni, la Lumina Obiectiv. Mă bucur să-l am pe Albert din nou în Lumina Obiectiv. Bine ai revenit în 2022. Bună seara, dragi telespectatori, ascultători, bine v-am regăsit. Cred că ultima dată am discutat despre albinism, dacă bine mi-aduc aminte, nu? A trecut ceva timp de atunci. Cred păi că... în iunie, nu? Undeva în iunie, deci undeva pe 13 iunie, când a fost ziua persoanelor cu albinism la nivel internațional. Atunci mi-aduc aminte că am făcut câteva discuții despre situația persoanelor cu albinism din România și dorința lor. În această ocazie ne oprim la o asociație de care cu siguranță toată lumea știe, dar noi nu am mai discutat despre această asociație pentru că n-am mai avut ocazie. Dar cu vizita ta în cadrul emisiunii Lumina în Obiectiv vom avea această oportunitate ca asociația Ridică de Secundă să fie centrul discuției noastre. Albert, ce vrei să ne spui despre asociație? A fost un an roditor pentru tine și asociația Ridică de Secundă, ca și beneficiar și voluntar, eu știu în ce calitate vrei să ne spui că asociația Ridică de Secundă ți-a adus bucurie în 2022. Și asociația Ridică-te și umblă, anul acesta, slabe activități față de anii trecuți. Deci am auzit că s-au făcut excursii la Sinaia, unde n-am participat la niciuna dintre întâlniri care au fost de câteva zile. Prima întâlnire cu asociația Ridică-te și umblă a fost undeva la jumătatea lunii august, undeva exact după data de 18 august, a fost la Constanța, la Mamaia, care, în cadrul căruia am vizitat delfinariul din Constanța, am văzut spectacolul delfinilor din delfinariu și, bineînțeles, am avut ocazia să particip la un alt spectacol cu lei de mare, care a fost pentru prima oară. A fost o experiență unică. N-am fost niciodată la un spectacol cu lei de mare, cu focile. A fost foarte frumos. Următoarea activitate cu asociația Ridică-te și umblă a fost Tabra Sequoia, care... O să discutăm într-o altă emisiune, dar mă gândesc că a fost cam același lucru. A fost un pic, acolo a fost mai mult cu dus întorsul. Da, nu discutăm despre asta acum, voiam doar dacă tabăra a fost ca în anii trecuți. Adică... În anii trecuți, când s-a spus că este pe o dată anume, s-a respectat data anul acesta, data s-a schimbat cu două săptămâni înainte să înceapă tabăra, ceea ce pe mulți a făcut să se răzgândească, să meargă. Să înțeleg că au fost mult mai puțin față de anii trecuți. Mă refer din 2019, pentru că din 2019 n-a mai existat tabără în cadrul asociației Ridică de Secundă. Au fost foarte puțin. Chiar aș putea să spunem aproape jumătate din cât ar fi fost în 2019. Deci undeva la 100 de persoane, pentru că în dățile trecute ajungea undeva 170-200 de persoane. Păi am înțeles că pensiunea de la Sequoia permitea până în 200 de persoane. Nu, permite 350 de locuri. Da, am zis și eu bine, deci peste 200. Deci eu cred că în 2019 am fost peste da, 200. Și 200 de persoane au fost din cadrul asociației Ridică de Secundă. Locuri pe care le-au fost disponibile. Anul acesta au fost puțin peste 100 de persoane. Foarte puțin, deci aproape. Cu tot cu voluntari. Cu tot cu voluntari. Și, bineînțeles, că ori mai veni câte unul, doi, așa, în timpul taberei. Da, deci veneau și plecau, că, na, poate erau din apropiere. Sau veneau deci pe sfârșitul săptămânii. Da, deci a fost prețul stabilit de 700 de lei, dar, cum s-au amânat cu o săptămână, s-a primit și un discount de 200 de lei, dar se pare că pe unii această sumă nu i-a încălzit, deoarece și-au făcut concediile în altă parte.
Nu numai în altă parte, dar au avut concediile programate pe data cutare și așa cu 2 săptămâni înainte să anunț că s-a schimbat data de plecare, mulți n-au putut să se conformeze după noul program. Tu ai participat și undeva în vest, ai fost destul de prezent și s-au întâmplat lucruri multe și în zona de vest al țării, vis-a-vis de asociația ridică de șumblă, o altă asociație juridică care a și-a pus amprenta pe zona asta de banan. Da, au fost activități aici în zona de vest, să zicem că în primăvară nu a fost cine știe ce, dar acum în toamnă au început activitățile. Și putem spune că undeva pe 23 octombrie, da, undeva pe 23 octombrie anul acesta a fost o ieșire la pădurea Ceala și la Măltăreți, o ieșire în grup. Am vizitat obiectivele turistice din pădurea Ceala. Este un muzeu care este, nu știu ce să spun, arătat rezervația naturală și arătat ce urmează să fie acolo, ce urmează să se mai facă, extinderea muzeului și a ce se vor mai aduce. Ok, și alte evenimente frumoase pe care tu le-ai urmărit îndeaproape? Alte evenimente frumoase, bineînțeles, lansarea Taxi Sibiu, care a fost undeva pe 18-19 septembrie. Imediat după tabără. Imediat după tabără de la Sequoia. Deși pot să spun că eu am inaugurat serviciul taxi pentru persoane cu dizabilități în Sibiu, deoarece eu am fost primul beneficiar din vest care a mers cu taxiul. De la da, și ne-a arătat și un live acolo, dacă bine mi-aduc aminte. Da, există live-uri pe pagina Albert Dobai. Bineînțeles că și pe pagina de Facebook personală au fost preluate transmisiile, câteva live-uri, câteva imagini din taxi pentru acest transport pentru persoane cu dizabilități. A fost o onoare pentru mine că am fost primul beneficiar și mă bucur pentru Sibien că și ei în sfârșit au un astfel de serviciu. Acum vorbim de ultimul eveniment la care am participat, o excursie la Istanbul de, dacă punem și drumul pe care l-am făcut de la București la Istanbul și dus întors, de 5 zile și 4 nopți, cu tot cu drumul. Inițial această excursie am crezut că vine din partea asociației Ridică-te și Umblă. În ziua în care s-a lansat taxi pentru persoane cu dizabilități în Sibiu, am primit pe grupul taberei de la Ridică-te și Umblă, ce a fost la Sequoia, o invitație din partea domnului Florin Dobromir, care este manager general al asociației Ridică-te și Umblă, precum că vrea să meargă în concediu și nu vrea să meargă singur și că așteaptă să participăm și noi cu dânsul. Bineînțeles că prețul încă nu se știa. După 2 săptămâni, după ce s-a făcut lista finală cu participanții, cine s-a ocupat de locuri, ne-a contactat pe fiecare în parte și ne-a spus prețul final care este pentru această excursie. Prețul final a fost de 169 de euro, 4 nopți, 3 zile de plimbări prin Istanbul și cele 2 zile de transport care era de la București, Gara de Nord, până la hotel la Istanbul și retur. Hey, câți ați fost? Locurile au fost limitate. Am înțeles că 38 de persoane s-au înscris, atât beneficiari cât și însoțitori.
S-a plecat cu o autocar mare, deci și aici țin să subliniez că n-am fost doar beneficiar ai Asociației Ridicate și Umbră, deci au fost și oameni fără probleme care au plătit pentru această excursie separat. Ca să înțeleg că ca să se ocupe întregul autocar. Da. Până la 52 de locuri, deci cam așa. Da, să se ocupe întregul autocar, au fost și alți beneficiari care s-au înscris pentru... Beneficiari sau voluntari? Că poate sunt voluntari de la celelalte filiale, de unde? Beneficiari care au dorit să meargă în excursie, care nu au fost persoane cu dizabilități și nu au făcut parte din Asociația Ridicate și Umblă. Deci au fost turiști străini din România, cum aș putea să spune, pentru noi. Deci oameni pe care noi îi cunoșteam. În regulă. Și, deci 38 de... Din cei 38 asociații Ridică-te și Umblă, câte persoane cu dizabilități au fost și câți aparținători sau voluntari? Acum aș putea să spun că voluntari, când am ajuns noi în Turcia, bineînțeles că vreo 10-12 persoane care eram din... pe lista Asociației Ridicate și Umblă, ne-am separat și ne-am dus cu grupul care era prin agenția de turism, care au făcut croazieră pe plimbări pe Bosfor, plimbări și alte trasee turistice din Istanbul. Deci, practic, noi când am ajuns în Istanbul și ne-am cazat la hotel, eu și cu încă, să zicem, 12 persoane, ne-am dus separat de Asociația Ridicate și Umblă. De ce? Separat. În autocar, înainte să ajungem în Istanbul, ni s-a făcut ofertă de la agenția de turism. Era un ghid, domnul Marian, și a venit să ne spună cam ce obiective putem vizita, noi care putem să ne deplasăm. Bineînțeles că am așteptat să ne consultăm și cu domnul Florin. Domnul Florin a dat libertatea de a alege cu cine vrem să fim, cu el sau cu ghidul de la agenția de turism. Bineînțeles că agenția de turism prin care am participat noi, nu numai ghidul român era plătit în suma de bani și era și ghidul din Turcia. Adică în cei 169 de euro pe care am plătit, aveam plătit și pentru ghidul român și turc care ne spunea despre, cum să zic eu, despre zonele în care ne-am plimbat. Da, da, locurile pe care le aveți de vizitat și să vă spună istoricul și tot ce înseamnă zona pe care o vizitați. Dar care era oferta? Deci 169 v-a cerut cei de la agenție, să înțeleg. Exact, că asta a fost 169 de euro. Ceilalți cât au plătit? Că te ai ales agenția înseamnă că tot atât. Nu, oferta era 169 de euro pentru toată lumea din autocar asta, pentru că am mai întrebat în stânga și în dreapta și toți au plătit 169 de euro pentru că au fost câte 2 sau câte 3 în cameră. Deci era... Toți asta la același hotel sau... Toți am stat la același hotel. De mâncat, ați mâncat de 3 ori pe zi, nu? Nu, numai micul dejun a fost inclus, ca și peste tot. Cazarea la hotel este doar micul dejun inclus. Nu, pentru că sunt oferte și cu all inclusiv, de asta. Da, dar la 169 de euro pentru 4 nopți, numai micul dejun a fost inclus. Da. Și restul v-ați descurcat prin oraș? Nu am descurcat prin oraș sau dacă am acceptat să mergem cu agenția de turism, cu ghidul român și cu ghidul turc, cum se zice vorba aceea, dai niște bani în plus, dar stai în față, rămâi cu amintiri frumoase,
ai totul inclus aproape. Ca să spunem, acum, eu pe lângă cei 169 de euro, dacă stau bine și mă gândesc, cred că am cheltuit încă vreo 200 de euro în plus pentru vizitarea obiectivelor, plimbărilor pe Bosfor și pe Marea Marmara. Deci cam până în 200 de euro am plătit. Și bun, și ceilalți? Ceilalți n-au mers așa. Ca și cei 12 care au mers cu agenția. Cam atât. Ori plătit și ei. Bineînțeles că unii au plătit un pic mai mult, deoarece n-au avut certificat de handicap sau cardul european de dizabilitate cu care se putea intra și în Turcia, deși Turcia nu este în Uniunea Europeană. Asta m-a lăsat uimit că în două sau în trei obiective turistice am putut intra cu cardul european. Am plătit doar taxa de închiriere pentru cască ca să aud, ca să auzim tot ce spune ghidul. Și casca respectivă am folosit-o și drept ca și în cazul în care rămâneam în urmă, știam că un fel de îndrumător, știam că dacă se aprindea casca înseamnă că eram aproape de ghid și știam că sunt pe drumul cel bun. Am înțeles. Bun, dacă ai locuri pe care te întoarce de fiecare dată în Turcia, locul care, sau o mâncare preferată și când te duci în Turcia, îi cumpăra-o de fiecare dată. Un loc anume? Da, un loc anume și un aliment sau câteva produse pe care tu le-ai gustat și le-ai gustat ori de câte ori te duci în Turcia. Deci dacă aș avea un loc anume unde să mă întorc, cred că în Turcia m-aș întoarce ca să mă instalez, să vizitez și celelalte insule care mai erau de vizitat în, lângă Istanbul. În prima zi, când am plecat la plimbare pe Bosfor, chiar am văzut foarte multe moschee, palate, care arăta, avea o istorie de povestit, avea ceva de povestit care să te capteze, să-ți dorești să te duci și acolo și acolo. Deci, data viitoare, dacă aș avea ocazia să mă duc în Istanbul, cred că aș vizita încă o dată Palatul Sultanului. Este Palatul Sultan Ahmed, cum am scăpat pe denumirea românească, se numește Sultan Ahmed. Păcat că era doar în renovare anul acesta și n-am putut să văd mult pentru că era în renovare și probabil că pe data viitoare când o să mai merg o să fie gata și atunci o să pot vedea mai bine în interior și nu pereți acoperiți de schele de construcție. Bun, la Hagia Sophia, Palatul Hagia Sophia, care este un palat aproape de vechi de 2000 de ani. Mai se spunea și mai este moschea, tot așa, un muzeu Topkapi, care tot așa are o poveste de spus. În Palatul Topkapi este și sabia lui Ștefan cel Mare, care a rămas acolo, și cel mai valoros, cea mai valoroasă bijuterie din întreaga lume. Și alimentul preferat, sau un produs, eu știu ceva care să te fascină. Da, deci sâmbătă, înainte să plecăm, înainte cu o zi sâmbătă, la prânz, am avut ocazia, eu cu familia Munteanu și cu Violeta și cu Sorina, să mâncăm ceva plăcintă cu carne. În fel, aș putea să spunem că carnea era făcută direct pe lipie.
și, bineînțeles, cu salată. Deci salată o puneai tu, s-a pus o farfurie de salată și plăcintele, noi așa am zis, plăcintele erau puse acolo, clătitele erau puse în farfurie și tu numai puneai cu ce vrei să mănânci. No. Cred că aia aș mai mânca din aia, încă vreo 3-4 porții bune. Da. Că, deoarece când m-au văzut, ce bun e, zice, și prima oară când îl aud pe Albert să zică, iam, ce bun este. Nu prea ți-a plăcut mâncare la Turcie? Ba da, dar aia a fost foarte bună, deci aia mi-a rămas în... Dar prețurile sunt accesibile față de România? Da, sunt accesibile. Chiar am rămas uimit că poți să mănânci și ieftin și bun. Au, cum să spun, deci toate astea au la îndemână, deci la orice colț, dacă te uiți, poți să iei, mănânci, preț accesibil, mai ieftin. De exemplu, o porție din aia de clătite sau cu carne sau cum s-au numit, era de 20 de lire. Erau numai două clătite și salata, respectiv ce puneai înăuntru. Da. Noi am luat 6, deci toți 5 eram la masă și ne-am putut satura cu ele. Și tot ce a fost frumos a trecut bine. Pentru cei care vor să meargă în Istanbul, de recomandă acestea să folosească transportul în comun urban, deoarece este mult mai la îndemână. Istanbulul are o populație aproape cât al României, peste. Și ce am văzut eu într-o seară și ce a spus și ghidul nostru, a spus că transportul în comun urban este cel mai recomandat de folosit în Istanbul, deoarece poți ajunge mai repede dintr-un punct al orașului în celălalt datorită multor mașini care sunt în trafic. Bun, ei ce au în transportul urban pe care îl... Deci ce au în transport? Au autobuze, au tramvai, au metrou? Deci, cel mai folosit este metroul și tramvaiul. Metrou deoarece circulă subteran și tramvaiul deoarece are locul lui de pe unde de circulă, pe linia lui, deci acolo nu intră mașina în fața tramvaiului, deci și într-adevăr, față de cum este la noi să mergi cu tramvaiul în Turcia, chiar că pot să recomand tramvaiul să-l folosească, deoarece ating viteza de 45-50 km pe oră. Poate să ruleze cu viteza respectivă fără grijă, fără să facă accident. Autobuzele au banda lor? Nu. Se pare că n-au reușit să facă bandă specială pentru autobuze, tot așa, din cauza mașinilor multe. De exemplu, în prima seară când am plecat să vedem Istanbulul de sus, din partea asiatică a orașului, până am ieșit din traficul greu, ne-a luat câteva minute prețioase. Deci s-a stat bară la bară, deci efectiv n-ai putut să te miști decât cum mergeau ei, așa mergeai și tu cu autobuzul. Pentru că cu transportul în comun urban ajungi mai repede. Și asta a fost adevărat, pentru că cu tramvaiul mergând, vedeam coloane de mașini pe care le întreceam noi. Deci, efectiv, tramvaiul, cum avea linia lui, așa și înaintea. Ai văzut că peste tot... E așa și intru și pe linie la noi, și pe linia autobuzului, și peste tot se duc. În Turcia nu mai e o îndrăzneală să intre, deoarece că e și îngrădit. Deci e pus gard. Pus gard, s-a asigurat. S-a știut că unii șoferi o să facă această idee, o să aibă ideea să intre pe șine, deci au făcut gard.
Da. Ori blocat accesul, în așa fel încât ca mașinile să nu poate să intre pe liniile de tramvai. V-ați plimbat cu autocarul din... ați mai plimbat? Da, bine, v-ați mai plimbat cu autocarul în afară de cursele România... Da, cum am spus... Turcia și Turcia-România. Da, o singură dată am fost cu autocarul românesc. Autocarul românesc care a fost al nostru atunci când am traversat podul Bosfor. Atunci am fost cu autocarul. Când am luat cina pe Bosfor, pe croazier, atunci am avut autobuz închiriat. Au trimis cei de la croazier autobuz după noi să ne ieie. Dar cum am spus, tot. Deci cu autobuzul se simte greutatea traficului. Că riști să rămâi blocat în trafic. Circulă mai bine decât ale noastre în România sau sunt mai bine dotate, arată mult mai bine sau... Tramvaile sunt foarte accesibilizate, dar câteodată mă întreb cum poate să urce o persoană cu scaun rulant în tramvai, deoarece tramvaile erau arhipline. Rar am nimerit un tramvai mai gol în care puteai să te învârți, să te miști. Deci circulă tramvaile la 3, între 3 și 5 minute. Și asta nu-i tot. Deci putem spune că tramvaile lor, nu ca la noi cu un vagon, două vagoane, deci două tramvaie una după alta, două tramvaie legate, cât să spun comparativ cu un imperiu, cum este la Oradea, Cluj și Arad. Da, 18 metri, cam așa. Cam așa, da, cam așa, și două vagoane din alea și erau arhipline. Deci abia aveai loc să urci. Păi noi când am plecat într-o dimineață, nu mai știu câte persoane eram vreo 30 de persoane, la un moment dat a fost că a trebuit să luăm două sau trei tramvaie. Deci n-am încăput tot în același tramvai. Deci a plecat primul care a putut, a urcat, a plecat cu primul tramvai. A venit următorul și tot așa și tot așa. Deci a spus la ce stații trebuie să coborâm și ce tramvai trebuie să luăm. Ca în cazul în care să nu ne rătăcim. Mi s-a spus că cu tramvaiul ăsta se poate merge până acolo. Ți s-a părut ciudat față de România unele lucruri? Crezi că sunt mai stricți în anumite locuri, idei, oamenii pe stradă? Nu știu, cum ai văzut totul? Deci puteam spune că comerțul liber... Deci pot, deci dacă ai ceva să vinzi, ai dreptul să vinzi acolo. Deci, în prima dimineață, chiar când am ajuns în port, când ne-am plimbat pe Bosfor, a fost un bătrân care vindea coliere și spunea lire turcești din asta. Da, da. Selinde. Și da. Erau 5 bucăți la 10 lei sau erau 3 bucăți din asta micuțe și unul mai mare cu 20 de lei. Chiar zicea lei, dacă aveți lei. Deci se făcea afaceri în lei, euro, lire, turcești, deci, și dolari. Deci nu se ținea cont că ești bani să fie. Bani să fie, dacă banii, bani, nu? De asta te întrebam, dacă... Sunt și lucruri mai ciudate sau stricte vis-a-vis. Bun, am înțeles partea asta de libertate a bișnițeriei, da? Așa stricte era la femei, într-adevăr. La femei am văzut că unele femei chiar purtau acel eșarfă, val sau cum se numește, pe cap și gât. În schimb, la moschee sau... Da, moschele lor, într-adevăr, femeia trebuia să aibă capul acoperit și la intrare trebuia să ne dăm jos adidașii.
Bineînțeles că pentru mine n-a fost o problemă, deja știam cultura lor și am zis decât să se stea după mine să-mi leg Adidas și cu șireț. Am luat o pereche de Adidas cu Sky. Sky se desfac repede. Deci am avut ideea grozavă, deci nu s-a stat după mine să stau, stați să-mi leg șiretele, deci am avut... Avea un loc special unde spuneai încălțămintea? Da, sunt lapuri speciale, rafturi speciale unde trebuie să pui. Le puneai acolo și nimeni nu le lua. Și cât a stat acolo la moschee? Ați văzut un program religios, ceva de ale lor, eu știu, nu știu. Nu, dar în schimb auzeam în fiecare dimineață, prânz, seara, chemarea la rugăciune. Se făcea, se urla, noi ziceam urla, dar de fapt așa era chemarea, strigarea Coranului, se spunea. Chiar am întrebat pe cineva, zic eu, de ce se urăși, am spus, zice că strigarea Coranului care cheamă oamenii la rugăciune. Deci erau dimineața la ora 6, am auzit la prânz undeva pe la ora 12-1 și seara. Acum exact ora, nu știu, 7-8 cred că era. Chiar plăcea să trăiești în Istanbul? E un pic mai cald acolo, având în vedere că e o zonă frumoasă și plină și da și nu. Cred că n-aș rezista căldurii de acolo. Ai mai fost în alte țări în afară de Turcia? Să compar, de exemplu? Da, am fost în Italia, în Milano, și se vede diferența. Se vede și faptul că e populația mult mai mare, aglomerația. Trebuie să ai mare grijă dacă ești un grup de persoane să mergi, să te ții după grup. Grupul nostru, datorită ghidului nostru turc, aveam simbolul peștelui. Deci noi trebuia să ne ținem după peștișul. Bun, aveați teama unor, nu știu, a oamenilor care te ușurează de lucru, ca să spunem asta. Adică? A fura, da, era termenul mai pe românește, știi, dar eu am spus că te mai ușurează. Nu, chiar am fost avertizați că să avem grijă să nu ținem bani la vedere, pentru că sunt hoți de buzunare. Deci asta a fost avertizment. Cred că și în tramvai s-a spus în limba turcă. Deci și la ei se spunea că și în Franța spune că sunt hoți de buzunare. Ghidul încă ne-a avertizat înainte să intrăm în Istanbul să avem grijă cum ținem bani și să nu ținem bani la vedere. Și nu era problema de bani, spunea, aveți grijă la telefoane și la tot ce e obiect de valoare. Acum, bine, la mine nu era nicio problemă cu telefonul, putea să-l fure, pentru că, cum zic, eram tot timpul, ba să fac o poză, ba să fac ceva, și atunci era în mână. Bun, dar ați întâmpinat dificultăți cu ei sau ceva? N-am avut nicio problemă, probabil și datorită faptul că am avut doi ghizi, cum a fost ghidul român și ghidul turc, și atunci, bineînțeles că... Și ne-a dus pe locuri care să nu fie periculoase. Da, ne-au dus un loc, deși e periculos chiar în zona centrală, nu? Acolo toți. De exemplu, pe Galata Bridge am văzut tot felul de oameni mai ciudați. În zona la Dolmabahce, iarăși am văzut oameni care se uitau ciudat. N-am avut probleme, slavă Domnului, deci am scăpat cu bine, deci... Adică să, nu știu, să vă abordeze, să ceva, eu știu. Ne abordau ca să vândă lucruri, pentru asta era. Deci cu asta, cu abordatul vânzării lucrurilor, era la tot pasul. Dacă ar fi să-ți dorești să vizitezi o țară, pe care
cei dori eu să o vizitez în, ca să zic, pe viitor? Sincer, m-aș duce, nu știu, totdeauna, deși din cauza pielii mele, cam cum pofta în, goi, în cui, deci m-aș duce să văd Hawaii-ul. E o insulă, e un paradis, un loc frumos. Am înțeles. Și din Europa, puține, Franța ar mai fi și cred că Germania aș vizita. Să văd. De ce ai recomandat Turcia, unde ai fost recent? Turcia, cum să spun eu, nu numai eu recomand, recomandă foarte multă lume, și Turcia și Grecia, dar nu. Turcia, într-adevăr, găsești mâncare ieftină, dacă ești foarte atent, poți găsi mâncare chiar ieftină. Ieftină, dar cât de gustoasă e, cât de bună? Că... Nu, turcii să știi că gătesc foarte bine, deci n-am avut problema ca mâncarea lor să fie cu probleme. Bun, dacă ar fi să le spui oamenilor ceva despre Turcia ca să-i faci să meargă acolo, cu ce ei atrage? Cu toate palatele care au o istorie în spate. Nu, uite, uite, acum în fața noastră, să zicem, da, ne urmăresc oamenii și le-ai povestit câteva lucruri despre Turcia, dar... Acum ar vrea să știe de ce să meargă în Turcia, de ce merită să mergi în Turcia. Care sunt trei lucruri esențiale de ce să meargă în Turcia? Păi, în primul rând, pentru ca să învețe cultura lor, adică să vadă ce a fost odată Imperiul Otoman, adică în sensul de palatele, moscheele, și obiceiul sultanilor, ce se făcea acolo, deci istorie, pentru că turcii are și au istorie de povestit, de spus. Bine, mersul cu barca, oriunde poți să mergi, dar într-adevăr să te plimbi pe Bosfor și să vezi iarăși toate zonele istorice și să auzi povestea lor, deja te fascinează. Noi probabil că am învățat odată în istorie, când eram în general și în liceu, dar ca să fii acolo și să vezi, să spui, uite că aceste palate au supraviețuit sute de ani, chiar peste 1000 de ani, și să vezi starea lor impecabilă cum arată, deci merită. Merită să mergi, să vezi. De-aia merită și... să vii și la Asociația Ridică de Șiumnă, nu? Mai bine nu, eu spuneam așa pentru aceste excursii, pentru zonele astea în care poți merge cu cei de la București, pentru că în zona Aradului sunt cu totul alte activități și pe zona de vest. Da. Bine, a fost o, deci pe zona București putem zice că a fost o invitație națională, adică deci din... toate colțurile României puteau veni și cred că și de peste, și din Moldova sau din altă țară care ar fi fost interesați puteau să vină. Nu cred că se făcea diferență. Numai că locurile au fost cum au fost limitate, se spune primul venit, primul servit. Se pare că cele 5 zile ți-au prit bine și asta e un lucru bun. N-ai reușit să ajungi în Spania cu ei, n-ai reușit să ajungi în Franța cu ei, la Roma cu ei n-ai ajuns, nu? N-ai fost cu ei și în altă țară. Nu, și sincer să fiu, nici nu m-aș duce așa cu ei în alte țări, pentru că, cum am spus, în Turcia am avut noroc că a fost prin agenția de turism și eu am avut ghici atunci cei care... Dar a fost mai ușor ca să... găsiți locurile și să vă orientați. Am înțeles ideea, pentru că nu, una e, știe ghidul cam fiecare locușor, una e când te duci așa de orbecăință, să zic așa.
Și cum ați ajuns la Biserica Adventistă? Că am văzut ceva. N-am ajuns la Biserica Adventistă eu. Noi, grupul nostru, care eram cu ghidul, n-am ajuns la Biserica Adventistă din Istanbul. Am văzut ceva filmări pe la unii dintre voi, mergând la biserică. Într-adevăr, grupul lui Florin Dobromir a ajuns la Biserica Adventistă. Chiar la un moment dat, cred că a fost și prima sau a doua postare legat că cine vrea să vină cu noi la Biserica Adventistă. Deși putea să se facă un program și prin asociația Ridică-te și umblă, zice, hai că noi care suntem prezenți în asociație să nu mergem și să ne facem noi propriul program, dar cum comunicarea mai slabă a fost, pare rău. Da. Important e că pleci cu lucruri frumoase de acolo și... Da, și cu amintiri plăcute. Și cu prieteni noi, nu? Și cu prieteni noi. Și din tabără și din excursia din Turcia. Și din excursa de la, din Turcia. Bun. Asta înseamnă că ți-ai înmulțit lista de prieteni pe Facebook sau din telefon, dar poate și pentru viitor. Și pentru viitor, și în telefon, și pe Facebook. Am în doi ghizi, și ghidul român este în lista mea de Facebook și ghidul turc este acolo. Un băiat bun. Cine se uită la postările mele personale... Bun, ai putea să recomanzi această agenție cine vrea să meargă în Turcia pentru astfel de excursie deosebită? Da, se numește Europa Travels, parcă așa am citit eu. Uh-huh. Și, într-adevăr, au prețuri bune. Am înțeles că se pregătesc și un revelion. N-am apucat să citesc oferta, deoarece eu am planurile făcute pentru Crăciun și revelion. Tot prin agenția respectivă am citit și eu ceva, dar acum mai multe detalii găsiți pe site-ul lor. Căutați pe Google Europa Travel și acolo găsiți mai multe. Bine, Albert, am vorbit despre Facebook, excursii sau mai este pe Facebook. Este un grup, așa se numește, excursii și acolo sunt mai multe detalii. Ok. Păi, cred că am ajuns la finalul ediției vorbind despre excursia din Turcia și la câteva evenimente organizate de Asociația Ridică-te și Umblă. Ok. Mulțumesc pentru invitația ta, Mircea, și să sperăm să ne auzim din nou mai repede decât ne-am auzit ultima oară. Da, trebuie să le spunem că pregătim un material senzațional, incendiar, cu niște lucruri mai puțin auzite sau cunoscute, pentru că sunt și povești care merită aflate. Țineți aproape, pentru că lucrurile sunt foarte importante și de aceea știți cum e, lucrurile bune sau mai puțin bune, e bine să le scoate, să oprești și să le faci cunoscute. Până data viitoare, rămâneți cu noi, fiți obiectiv într-o lume subiectivă. Cele mai interesante subiecte și cele mai bune abordări la Lumea Obiectiv, Mircea Brătescu.